Am fost chemat la ora 9:30, eu ca subaltern al ministrului Costaș, mi spune de serviciu, zice, ești chemat urgent la ministru, la domnul Costaș în cabinet. Eu pe atunci eram... Chemarea la covor. Eu pe atunci eram un comandir al unei unități de asigurare a ordinii publice, încă mai avem forță și eram numit și comandir, și mă gândeam poate ceva acolo la piață, la adunarea națională, ceva să acționez, mă rog, dar întrebările acestea. M-am dus și era ședin în cabinet la domnul Mirola, domnul ministru, un reprezentant al Procuraturii Generale. Se apropie de mine, raportez că am sosit, domnul ministru se apropie de mine și zice, ai o misiune specială, iată, ieți mandatul de arest, ieți forță câte vrei, te duci în Ucraina și îl cauți prin Kiev pe Smirnov. Acolo avem informații deja. Și îl duci acasă. Câți oameni au mers cu voi în Kiev și l-au adus acasă? Iată, s-au vorbit de naivitatea noastră pe atunci când era, mă rog, noi ne conștientizam că suntem încă am rămas în același câmp, spunea, de luptă cu criminalitatea și m-am bazat că colegii din Ucraina o să ne acorde ajutorul respectiv. Mi-am luat cu mine doi carabinieri, da, mi-am luat cu mine doi carabinieri, Breahna și Stratan, și mi-am luat și cu o mașină, cu un Jiguli, ne-am luat automatele, două automate, ne-am luat eu pistolul meu și scrisoarea domnului ministru de recomandare către ministrul Ucrainei Vasilișe că să-mi acorde ajutorul respectiv pentru a-l reține pe criminal. Criminal de stat. Și am plecat la Kiev. Detaliile sunt descrise în cartea domnului ministru, n-aș vrea să le descriu acum, să iei din timp. Pur și simplu vreau să spun că s-a lucrat foarte mult, vreau să zic, am ieșit la legătură și cu alte, totuși am găsit undeva o ieșire la niște forțe interne a Ucrainei care ne-au ajutat. Văzând că, vreau să spun deodată că am încercat oficial să ne acorde ajutor, am venit la ministru, la Ministerul de Interne, la conducere, ministrul Vasilișe n-a nimerit la el, dar a nimerit la viceministru Berdov, un general, care la rugămintea mea și la prezentarea scrisorii de recomandare a domnului ministru nostru Costaș să-mi acorde ajutor să rețin criminalul, m-a început acolo să mă măscărească în tot felul, între noi vorbim și spunea că, măi, puște-te acum și te arestez pentru că Transnistria este pământul Ucrainei de când lumea. Și e nostru pământul. Și noi am el, a venit în Kiev, Smirnov, să se ceară că să intre cu Transnistria în componența Ucrainei. La ce el a rămas mirat și spuneți, domnule general, cât sunteți doritori la bucățica asta de pământ. Rușii spune că e a lor, voi spuneți că e a voastră. Asta e altă temă. Apropo... Domnule Panteleev, vreau să menționez ceva. Ați spus între noi vorbind și între ascultătorii Radio Moldova. O să fie informație pe care ați prezentat-o. Da, ați putea să continuați istoria. Da. Vreau să zic că, văzând că nu mi acord ajutor, am mai dat o dată la minister și mi s-a spus că dacă nu plec din Kiev, vor zic că o să fiu arestat. Mă cheamă Procuratura Generală, mă caută de acum la și acolo. Am raportat ministrului, am ieșit la legătură, la domnul ministru și i-am raportat că nu o să pot cu forțele mele care sunt să-l iau și să-l evacuez în Moldova pe Smirnov, deoarece sunt urmărit deja și am toată posibilitatea că să fiu și reținut și eu în Kiev. Atunci domnul ministru îmi spune, bine, o să vină grupa operativă de reținere împreună cu colaboratorii, pot să numesc eu și domnul Dumnezeu, Odobescu, Apostol și alții, care erau, da, au fost incluși. Sosind în Kiev, le-am transmis unde se află, în ce hotel, prin legătura cu ucrainenii, a fost reținut, după cum știți de acum tot, și adus în Moldova și arestat. Deci a fost eliberat, cred că domnul ministru a spune mai detaliat, aici vreau numai unul lucru. Da, spun că el a fost eliberat la 1 octombrie, a șezut puțin și a mâncat cașă, totuși, acolo unde trebuia. Cu părerile rău, mi-a părut și mie foarte rău când am auzit că l-au eliberat, a fost așa comandă că acest criminal care venind în Tiraspol, din auzitele colaboratorii noștri, el cerea iertare, plângea și spunea că nu l-a face mai mult niciodată, că integritatea Moldovei e sfânt pentru dânsul, etc. Ca mai apoi să-i dea drum și în Tiraspol să fie întâlnit ca un erou. Iată asta în linii generale. Domnule Panteleev, vă mulțumim foarte mult. E o istorie interesantă care cu siguranță o să bucure urechea ascultătorilor în căutarea acelui adevăr istoric. Domnule Costaș, comentariu de ce a fost eliberat Igor Smirnov? Da, eu cu un cuvânt așa, pe interesul tuturor, vă răspunde din prostimea noastră și din lașitatea și lipsa de experiență a comportare cu unii criminali de stat, ca fac lovituri de stat, asta explicație din ce cauză au fost eliberați Smirnov. Că primitiile respective nu prea erau, că aveau probleme, că imediat măierii cele în frunte cu Andreiul de transport s-au trântit cu pardonul pe cale ferată și-au blocat cale ferată și alte lucruri. S-a început o mulțime de intervenții mass media din partea Rusiei. Chiar programul Vremea imediat a început o săptămână întreagă, permanent, în noutățile de știri, spunea de vestea asta tristă și proastă pentru dânsi, că uite, criminalii lui general Costaș și Republica Moldova au organizat răpirea lui Smirnov din Kiev, dar ce căuta pe ei nu îl explica. Și chipurile acum el se găsește în subsol și, mă rog, trebuie să primească alte decizii Republica Moldova să-l elibereze. Imediat după ce au fost arestat și băgat în subsol, dar până atunci vreau să spun două momente care sunt foarte importante. Să știți, după apuciul care a fost la noi, s-au primit pe urmă, după apuciul care a fost aici, în fostă Uniune Sovietică, da? În august 21, 19, da. Pe data de 23-24 a fost ședința prezidiului Consiliului Suprem al Republicii Moldova, a fost convocat Consiliul Suprem de Apărare, unde a fost primit totuși decizia pe la acest Consiliu. Eu am insistat ca ministrul intern, expunem capac la moment, că e momentul potrivit, pe toți separatiștii. Cam greu a trecut propunerea mea, dar a fost acceptată, cu excepția la cei care au dat birul cu fugitul, Smirnov, Mărăcuța, pe urmă Iacolev, pe urmă alții partizanii respectiv din Transnistria care erau în capii separatismului, dar cei care erau din Transnistria vorbesc de Leonteu, de Finagin, care era din Dubasar, care era din Grigoropol. Domnule Costaș, totuși, iată, la întrebarea de ce a fost eliberat, ca să fie... Eu spun problema ca să înțeleagă, da. Și acei din Sud care au fost Topalkin, Nichilan, v-am spus, într-o noapte, cum spune, stalcicați ne aici. Am arestat, i-am pus la rece, așa, la mitic, i-am pus și erau nemulțumiți, dar asta a fost, realitatea. Când m-am dus la președintele Slicit, problema cu mandatul de arestare lui Smirnov, să știți că procuratura nu prea era de acord, că Smirnov e deputat și cu tare, trebuie să fie acceptul a deputaților din Transnistria, să-l arestăm, să dea mandatul de arestare pentru Smirnov. Și tot și în sfârșit Postovanul a dat, Snegru a fost de acord și a dat mandatul respectiv și a procedat mai departe echipa cu care vă povestesc de domnul colonel Panteleev. Dar, după ce l-au arestat și după ce l-am adus aici dimineața și am spus că președintele, la ora 5 am sunat acasă și am spus că Marfa e pe loc și el spune, da unde e, că e subsol la Ministerul de Interne, așa că fie liniște. Și imediat a început la Moscova, vă spun, pe mass media, prin presă, prin alte surse, au venit o echipă de deputați din Grupa Soyuz, au venit deputați din Prezidiumul Absolut Suprem, au venit deputați în frunte cu președintele Medvedev, nu este Medvedev care acum, dar tot un Medvedev, tot micuț și aceala, și în frunte cu 7 deputați și îi băteau aici în fiecare zi, toacă că, domnule, și în Parlament, și în Guvern, și în președinție, și la interne, se dea în drumul lui Smirnov. Chiar era un pericol, că uite, reprezentantul a Imperiului aici și-a fost arestat și reținut aici și e capturat în subsol la Ministerul de Interne. Era amenințări, cu tare. Spuneau că de două ori Chișinău, cu tare. Dar și mai multe, chiar au fost și alte probleme. A venit Rustrapkin, care era președintele Partidului Democrat în Rusiei, atunci era Spăceau și ei democrați, în timpul lui Ierse Șovinici și președintele acestui partid, Rustrapkin, care a vrut să-l elibereze pe Șovinici, să ducă tratativii, să dea drumul Smirnov. Noi l-am prins pe minus la Dubăsar, pe Rustrapkin ăsta, le-am pus așa la rece, l-am disciplinat, l-am băgat tot aici la Ministerul de Interne, tot la subsol. Să înțeleg că era mult loc în subsolul Iar foarte mult, da. Și atunci am spus că, domnule, să știi că populația e foarte înrăită față de dumneavoastră, că veniți aici parlamentarii ruși și cere să ne liberăm pe Smirnov. Și noi trebuie să avem grijă de voi. Eu vă rog foarte bine, că noi l-au dus pe orele 11 noaptea. Și zic, dimineața la ora 6 pleacă avionul spre Moscova și m-am cumpărat bilet, plecasem, el nu vroia, nu prin terasă, nu mai prade. Și l-am urcat în mașină și l-am dus la avion cu biletul respectiv, l-am urcat în avion și l-am trimis la Moscova. Asta a fost cu deputatul Rustrapkin, care a venit aici ca președintele partidului să-l libereze pe Smirnov, că el mai mult nu se ocupe și el e băiat bun și mai scurt de genul ăsta. Dar, ca final, totuși a fost eliberat. A fost eliberat prin decizia, sigur, a conducerii, respectiv eu vorbesc de Snegru, care au dat decizia respectivă, că nu mai face Postovan, care era atunci procurorul general, fără o decizie respectivă a Parlamentului, nu a Parlamentului, ce scuze, a oamenilor care au semnat schimbarea măsurii de primare ale lui Smirnov. Chiar am aici un protocol și în carte am pus, am anexată, o mulțime de oameni care se cot cază, sunt mari patrioți, cum este Murawski, cum este Ionca Dyrka, au semnat că să-i schimbăm măsură de primare a lui Smirnov. Să-i dăm drumul, nu Lăcău. Că, mă rog, trebuia așa să o coteau ei. Unde eu m-am opus că, cu vehemență și când am aflat că i-o dat drumul, nu știu, nici colegi, nici cu tare, dar nu știi și în carte, și în interviul lui Moșanu, care era președintele Parlamentului la timpul respectiv, și acela scrie, doamne, noi nu am știut din momente respective. Și el a fost eliberat, și pe urmă, după ce a fost liberat, a plecat la Tiraspol și pe urmă s-a întâmplat și s-a întâmplat. A început să înarmeze și, de fapt, după aceea, pe martie, în aprilie, s-a început faza finală a războiului activ în privința cu armata rusească. Și, de fapt, au dat o teritoriu care a fost suzeren turcilor și erau atunci suzenatul Imperiul Otoman, i-au dat rușilor. Și aici au luat-o. Eu au vrut până la Siret, i-au dat-o până la Prut, că erau niște lucruri cu tare. Și noi 200 de ani, de ce spune tineri că da, chipurile acum, 200 de ani, au trecut 20 de generații, că e generație 20 de ani, unde a fost spălat creierii extrem de puternic. Și noi suntem moldoveni și gata, s-au terminat. Nu suntem nici români, nici cu tare. Suntem moldoveni. Terminăm cu baspele astea, odată și odată trebuie să ne curățăm de zori, de gunoare, de prostire, de tâmpenile astea care se vehiculează. 20 de ani spunem ce limbă vorbim, cine suntem, cine cu tare. Și politicienii care sunt la putere și care sunt pirindați și care sunt și care aspie, ei permanent speculează în momentul ăsta.